Bun prieteni! Mă bucur să ne revedem. Vorbim acum despre luna plină, care se formează pe 23 mai. În zilele gemenilor suntem deja. Soarele a pătruns în gemeni, intră și Jupiter acolo. Iar pe 23 mai avem și o poziție în soare, soarele în gemeni și luna în săgetător. Este un prim aspect care se formează sub patronajul prezenței lui Jupiter în Gemeni, poziția astrală pe care o menține un an de zile și despre care o să vorbim. E importantă această mișcare, această poziționare a lui Jupiter în Gemeni pentru că este antemergătorul poziționării lui Uranus în Gemeni din 2025 din de 7 ani, asta Uranus în Gemeni. Și această primă intrare a lui Jupiter în Gemeni cu această lună plină chiar la intrare <coughs> Ne dă o idee despre cam cum vor fi, hai să zicem, următorii 8 ani din viața noastră: mai întâi cu Jupiter în Gemeni și apoi cu Uranus în Gemeni. Se schimbă ceva în mentalul colectiv. Gemenii răspund de comunicare și de intelect, de conexiunea ideilor și de transmiterea lor, felul în care percepe realitatea, ce li se pare relevant și esteți din realitate. Felul în care procesăm evenimentele, ideile, și felul în care le transmitem sau ne adaptăm la ele și facem schimb cu ceilalți. Deci, această intrare a lui Jupiter în Gemeni, am putea spune pe această lună plină este revelatoare ca informație, senzație, stare, energie, frecvență pentru următorii 8 ani, începând de acum și uh, urmând 8 ani. Dacă suntem un pic atenți la ce simțim, uh, cum simțim vremurile, cum ne conectăm la ele, cu dibăcia noastră de a fi atenți la ideile care circulă, soluțiile pe care le vedem, pentru că și această lună plină, dar și tot tranzitul lui Jupiter în Gemeni, în timp de un an de zile, ne facem mult mai alerți, mai vigilenți, mai dornici să, și mai atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că ne dăm seama că viața noastră, personală, confortul, planurile, obiectivele, intențiile, depinde foarte mult de context și că uneori e necesar să ne luptăm cu contextul și să-l modelăm, alte ori e necesar să ne adaptăm la context, e mai economic, energetic vorbind. Care e cea mai bună soluție depinde de felul în care procesăm informația, ne măsurăm aptitudinile, forțele și intelectual, dar și abilitățile practice și ne mobilizăm să le punem la treabă cu sorții de izbândă și vedem cum e mai bine în situația asta. Să mă adaptez sau să modelez? Să adaptez, adică să las lucrurile să treacă și cu costuri mai puține pentru mine. Sau, din potrivă, să-mi impun viziunea, pot să modelez contextele și pot să schimb ceva. Nu totdeauna putem schimba lucrurile în mediul nostru, dar atunci când avem culoar, e bine să nu stăm prea mult pe <coughs> Jupiter în Gemeni, la această lună plină, ne dă, pentru că această lună plină durează, durează până spre după amiaza zilei de 25 mai, cât luna stă în săgetător, acolo unde formează aspectul de lună plină. Chiar dacă a trecut de momentul maxim de lună plină, totuși rămâne în zodia unde a format-o. Și atunci influența acestei luni pline se simte până pe 25 mai după amiază. Începe pe 23 mai după amiază pe la ora 16 și pe 25 mai pe la ora 16 se încheie. Deci avem practic două zile de lună plină timp cât să Jupiter practic să treacă în Gemeni. Să că ultimele grade din Taur și să treacă în Gemeni. Sunt foarte importante și zilele acestea până la lună plină dar e bine să înțelegem și că odată cu această lună plină intrăm într-o, se deschide o altă perioadă. Și la această deschidere participă planete mari, întâi Jupiter acum, dar și stă în gemeni un an de zile. Și deci deschiderea e pe această lună plină a lui Jupiter în gemeni, dar apoi de anul viitor intră Uranus. Aceste intrări și a lui Jupiter acum, dar și a lui Uranus din... Um, anul viitor fac trigon cu Pluto, E o poziție ce vizează în colectivitatea, planeta. Deci se schimbă lucruri pe planetă. Aspectele sunt fericite. Cumva e fericită nu înseamnă neapărat că e numai bine, ci că e în cursul firesc al unei evoluții. Cum știm să profităm de această deschidere, de um, acest, aceste, aceste frecvențe noi, să le spunem așa, depinde de noi, de fiecare în parte. De multe ori, cerul ne-a făcut niște oferte extraordinare prin niște aspecte care au persistat. Dar pe care nu le-am folosit. Noi, omenirea, vorbesc în general, într-un procent foarte mare, cât mai spre 100%, le-am folosit puțin. Și din cauza asta, războaie, din cauza asta, conflicte, din cauza asta, poate, soluții care nu au fost cele mai deștepte și cele mai bune și cele mai rentabile pe termen lung. Noi, ca omenire, vorbesc. Deci, faptul că avem niște aspecte bune, nu garantează nimic, așa cum în viața personală, faptul că avem un culoar bun, un moment bun și poate îl simțim, noi nu îl valorificăm 100%, nu duce la rezultatele scontate. E mai bine decât era înainte. Într-adevăr, este așa un culoar, o pârtie, dar nu înseamnă neapărat că uh, profităm sau că ne schimbăm sau că, că am apăsat pe trambulină și ne-am dus în sus cât am fi putut. Deci, o lună plină, foarte interesantă, care ne dă o senzație și e bine să fim atenți la cum ne simțim, cum palpăm lucrurile, cum vedem realitățile, ce se sizăm în lume, în viața din jurul nostru, ce idee avem. Pentru că vom vorbi foarte mult despre asta în următorii ani, cu Jupiter acum în Gemen, dar mai ales cu Uranus în Gemen de la anul. Mintea ne funcționează altfel. Și asta nu pentru că ne punem un chip în cap, Poate că unii ar dori, dar nu pentru asta, ci pentru că pur și simplu sunt unele tranzite. Au mai fost și atunci când Uranus a fost învărsător, când a fost în recepție mutuală, apoi el intrat în pești în recepție mutuală cu Neptun din învărsător. Generațiile care s-au născut atunci, 96, 97, 98, până spre 2013, au fost absolut senzaționale, pentru că aceste combinații planetare, unele foarte rare, care vizează zodi mentale, zodi inspiraționale, clar văzătoare, care tind să vadă puzzle-ul. Pot da oameni preocupați de procesele mari, legitățile mari, care leagă lucrurile și care pot da un tren nou în lume. Și atunci acești copii, noi în momentele alea, în tranzitele alea, cumva avem un nas mai, mai uh, fin atunci când se sizăm trendurile, când uh, simțim vremurile și cele rele și cele bune și ne putem poziționa la adăpost pentru că intuim mai ușor. Această poziție, Jupiter, Gemeni, acum Uranus, de la anul în Gemeni, unde va sta șapte ani, deci următorii cam opt ani, și cu intrările astea pe Trigon, cu Pluto, foarte bun aspect, ne pot face încă de acum, de la această lună plină, foarte uh, intuitivi în legătură cu cele mai bune uh, mișcări, schimbări, adaptări, modelări pe care le putem avea pentru viața noastră. Unde e mai bine să fim? Ce e mai bine să credem? Dacă lucrurile în care credem se verifică. Dacă, cum punem la treabă ideile sau cunoștințele pe care le-am acumulat? Cum profităm de pe urma lor? Cât de teoreticieni suntem, cât de propagandiști suntem, cât de dogmatici suntem și cât de fapt sunt vii lucrurile în care credem pentru că le trăim efectiv, le punem la treabă și ele dau rezultate. Tezele noastre despre viață, despre familie, despre copii, despre prietenie, despre iubire, despre schimbare, despre inițiativă, libertate, orice. Lucrurile în care credem, le punem la treabă, ele trăiesc, ele respiră. S-ar putea ca unele să arate bine pe hârtie, să nu arate bine în viață. Acum, Jupiter și Luna plină în Gemeni, spune, știi, Vezi dacă ele se probează, aruncă la gunoi ideile care nu-ți fac bine. Nu doar care te duc la niște avantaje materiale, că nu ăsta e tot binele. Aruncă la gunoi ideile care nu susțin viața. <coughs> niște idei proaste care te pot duce la balciuc, dar nu susțin viața, te vor forța ca să te menții la standardele la care te-ai cocoțat, să calci și mai mult în picioare, să calci și mai mult viața și cumva asta vor veni înapoi. Deci trebuie să verificăm dacă lucrurile după care ne ghidăm principiile, legitățile, cutumele, regulile, legile, regulamentele și mai departe sunt vii și probează viața sau nu, din potrivă. Brănesc, ostilizează, atrag lucruri negative, cărora după aceea trebuie să le găsim remedii și poate asta ne face și mai strivitori, și mai nendurători, și mai ego egoiști, egocentrici, și mai nepăsători ca să putem rezista. Și așa se escaladează, nu pentru că am fi oameni răi, ci pentru că ne apreciind la un moment dat corect și suntem tineri, suntem la început de viață, avem toată viața înainte să ne dumirim, dar viața nu ne lasă în pace, vrea să ne dumirim mai repede, este posibil să se escaladeze, să facă așa o mică eroare, o forțare și după aia să se tot să escaladeze. Acum e timpul lucidității. Luna aceasta plină, care am spus că durează până pe 25 mai, ne poate aduce vise profetice în legătură cu ce e mai bine de făcut, de schimbat, de crezut, de înțeles, de conștientizat pentru viața noastră. Mai ales legat de trendurile mari, de ce se întâmplă în lume și în funcție de ce se întâmplă în lume, noi unde ar trebui să fim să ne plasăm? Pe de altă parte, suntem pe coada tranzitului lui Jupiter în Taur, care ne face foarte practici și dacă trebuie să schimbăm în casă, în mașină, relații, profesie, loc de muncă, activitate în sine, atunci ne va bântuia această idee și probabil că luna plină, apoi Jupiter pe fondul acestei luni plini, se arată în ce ne va da și curajul să facem aceste schimbări, dacă n-am făcut în urmă cu un an sau de un an încoace, când ne-a înghesuit Jupiter în taur cu încurajarea că da, o să ne meargă bine și o să scoatem bani de acolo. Poate acum o să o facem ca să ne adaptăm. Iată ce se întâmplă însă pentru fiecare zodie în parte cu această lună plină care este avangarda unei perioade de 8 ani. Pentru, pentru berbeci, această lună plină aduce viziunea unor mari proiecte. Unele sunt legate de călătorii sau de mutări. Altele sunt legate de studii. Deci unii o vor spune, e mai bine dacă mă mut, oriunde ar fi asta, dar e o lume nouă. Poate să fie și în țară sau în vecinătate, dar în cu totul alt context. De la bloc la țară sau, eu știu, dintr-o zonă culturală în altă zonă culturală sau dintr-o țară în alta. Nu e obligatoriu să schimbăm, să trecem frontiera ca să schimbăm foarte mult mediul în care noi am trăit. Și cultura, și educația, și stilul de viață și așa mai departe. Deci au cumva această idee că schimbând locul sau le intră cumva această, acest virus, că este timpul să schimbe sau intră în discuție să schimbe și locul. Apoi e o lună plină care le poate da idei sau orice schimbare vine cu hârtii multe. Și uh, pentru unii poate să fie un proiect, pentru alții poate să fie studiile care cer documentare, hârtii, examene pentru, la studiile pe care le fac. Uh, poate să fie un proiect pentru care depun și au acte, dar au nevoie apoi și de autorizații și de adeverințe. Iar pentru alții poate să fie călătorii uh, care aduc schimbări. Este o perioadă de, în care mintea se activează, ideile alargă, unele vor fi inspirate de ce se întâmplă în mediu, dar în legătură cu alte idei, au paternitate. Deci ei inventează, creează, împachetează într-un mod foarte creativ tot ceea ce văd, fac, experiența lor și pot avea de acum încolo o perioadă în care comunică mai ușor, mai mult, transmit ca profesori, sau găsesc o formulă prin care să își prezinte realizările, ideile, succesele. Pentru tauri, această lună plină este pe axa câștigului, este un câștig isteț, în sensul că își văd poate mai limpede ca altădată, dată aturile. Capacitățile, avantajele pe care ei le, le pot oferi. Pe de altă parte, înțeleg că pot câștiga și prin alte mecanisme decât au câștigat până acum, dar făcând aceeași muncă. Și aici e vorba de mai multe paliere în care își pot pune în valoare uh, talentele și munca lor. Fără să schimbe serviciu, fără să schimbe locul de muncă, fără să dea peste cap, poate să învețe lucruri noi. Exploatează foarte bine un ceva ce deja fac sau dibăcesc și mai bine ceva ce fac deja, bine, le și place, și cumva înțeleg, sunt foarte perspicați și înțeleg cum pot pune mai bine în valoare lucrul ăsta, astfel încât să profite mai mult de pe urma lui. Nu e vorba de muncă în plus, ci o împachetare mai strălucitoare a ceea ce fac deja. Pe de altă parte, pot exista niște mici activități colaterale, nu grele, nu complicate, care creează cumva oferta lor profesională de activitate mult mai bogată și mai strălucitoare. Mici alte lucruri, dar nu e vorba de o muncă în plus și în niciun caz de îngreunarea muncii. Banii ar trebui să vină mai ușor de acum încolo printr-un mod mai istes prin care se pun în valoare <coughs> sau își uh, speculează mai bine zis atuurile și începutul este acum la lună plină pot avea idei sau înțeleg uh, postura pe care o au avantajoase în acest moment și probabil că curajul sau cheful, mobilizarea mai așteaptă un pic până când își adună toate datele și în săptămânile următoare pot lua decizii pentru gemeni E pe axa zodiei lor, această lună plină, deci o iau din plin, în sensul că Poate că ei se prind cel mai mult sau este revelator pentru ei, pentru că e un colac de salvare această lună plină pentru ei, după o perioadă în care poate n-au fost în formă de un an de zile, poate la alții și mai mult, cu Ranus Olantaur acolo, dar cel puțin de un an de zile această lună plină îi scoate din amorțeală, din anonimat, din inerție, din. Detașare, tristețe, depresie, lipsă de chef, lipsă de mobilizare, din întârzieri pe care le-au putut avea, din posturi secundare, anonime, și cumva simt că ies la rampă, că se pot evidenția, că poate momente dificile care au existat în contextul în care ei s-au aflat profesional și ca în în general, au putut să triunfe spre deosebire de ceilalți, prin niște calități care altfel n-ar fi și la suprafață. Istețimea lor, anduranța lor, adaptabilitatea, maleabilitatea, faptul că poate n-au intrat în niște jocuri, n-au bărfi pe alții, uh, au fost de încredere când alții au picat. Deci, cumva, ies la suprafață, tocmai prin faptul că au depășit niște uh, situații grele. Au încredere în ei. Uh, li se arată cumva luminița de la capătul tuneului. Simt că au aripi mari. Experiența de viață, le-a crescut aceste aripi. Și acum se pot întreba cum să le pună mai bine în valoare, cum să profite mai bine de lucrurile bune care vin de acum încolo în viața lor și în anii următori și financiar vor sta foarte bine. Sunt foarte bine văzuți de șefi, deci contextele dificile, dar peste care au plutit, îi scot la liman și îi pot evidenția la locul de muncă. Pentru raci, această lună plină poate fi aducătoare pentru raj de alternative pe care până acum nu le-au văzut. Și simt că unii poate trec prin perioade grele, contexte în care se simt prizonieri cumva, sunt obligați să stea acolo. Ei bine, tocmai aceste contexte pot deveni o trambulină pentru ei. Faptul că sunt obligați să stea într-un loc care chiar dacă nu le place, îi menajează să nu se afle într-un loc care mai, în alt loc care îi poate mai nepotrivit pentru ei. Deci, fiind obligați cumva să rămână la firul ierbii, că se sacrifică, că trebuie să aibă grijă de cineva, că nu pot face ceea ce își doresc în acest moment, deși au capacitatea pentru că condițiile banii sau sănătatea. Într-un fel, e să mai protejați așa. Pentru că dacă s-ar fi expus și ar fi fost în formă și ar fi putut să facă lucruri, poate că n-ar mai fi fost o crotiți astral. Deci, dacă se întâmplă ca unii raci să fie nevoiți să, să se ocupe de, de aspecte ale vieții, care poate n-au depins de ei să ajungă acolo, nu pot face foarte mult, dar trebuie să fie acolo să se sacrifice, la muncă sau acasă. Sunt cumva protejați în această situație limită. E o perioadă destul de ciudată pentru ei. Le activează mai curând de instanța spirituală, reflexivitatea, meditația punerea unor probleme mari, filozofice de viață, de sens în viață, de rost al lucrurilor. Asta de obicei se întâmplă în situații dificile pe care ele trebuie pe propria piele sau lângă o persoană pe care trebuie să o îngrijească. Și aceste calități spirituale care cresc îi feresc de alte probleme pe care ar fi putut să le aibă. Pentru lei. Este o lună plină ce poate să-i ajute să reflecteze la iubire, Iubirea mai ales pe care o primesc sau cum răspunde omul la gesturile lor de iubire. Pe de o parte, pe de altă parte, la felul în care răspunde viața la visurile lor mari și proiectele lor mari. Sunt avântați, au încredere în viață, au aripi mari. Unele lucruri pot să se realizeze doar așa, mai ales în cazul zodiilor de foc, cum sunt ei. Exaltarea, entuziasmul, pasiunea, precipitarea, faptul că acum simt, acum doresc, acum o fac. Deci tipul de energie, așa, foarte înflăcărată, <coughs> unora le merge bine așa, să, să facă lucrurile pe energie, aia nu trebuie să întârzie. Și ei fac parte din aceste zodi care, așa, trebuie să lucreze, atunci când au simțit imboldul, atunci trebuie să facă lucrurile, pentru că sunt pe un anumit val energetic care îi poartă și chiar dacă greșesc, tot acest tip de energie a entuziasmului și a exaltării, care nu trebuie să, scoadă, să scadă, îi scoate sau le oferă soluția. Asta este combustibilul lor. Nu toată lumea ține pasul cu ei, sunt greu de avut în preajmă, tocmai pentru că pot bulversa pe cei din jur, dar lei în acest moment pot simți că sunt pe valul unei energii Mari, atunci când pornesc un proiect, când declară iubirea, când fac planuri din dragoste pentru cineva sau pentru ceva ce vor să realizeze, n-au frână. Și momentul acesta de lună plină e un climax, așa e, aha, deci pe acolo trebuie să o iau. Poate fi și un moment de vizionarism, poate fi și un moment în care ei simt că au suficientă energie să modeleze realitatea. Și da, așa este. Totul este să susțin această energie cu o conștiință trează, cu o voință puternică, cu un suflet și un corp aliniate. Adică să nu consume din ea, ci să o ducă în sus. Pentru Fecioare, luna aceasta plină detestează, care e foarte bună pe carieră sau pe realizare în general, le testează înălțimea pe care o au. Dacă sunt la înălțimea oportunităților astrale, pentru că au niște oportunități astrale fantastice, aș spune că cele mai puternice din toate zodiile în acest moment. O lună plină care cum să spun, deschide următorii 8 ani, ce vizează cariera în cazul fecioarelor, deci pot simți că dacă prind un tren acum, e un tren de cursă lungă, dar ca să urc în acest tren, spune această lună plină, 23-25 mai, Uh, trebuie să aibă mai mare încredere în ele sau încredere că se pot adapta din mers, că pot face lucrurile din mers, că au, au, au alonjă, chiar dacă până acum n-au dovedit-o, chiar dacă au fost modeste, chiar dacă nu le-a încurajat nimeni, nu le-a văzut nimeni, a fost greu, a fost chinitor. Și cumva trebuie să scoată din adâncul ființei lor o putere, o determinare, o încredere, o mobilizare la înălțimea ofertei pe care astrele o fac și care nu vor repeta în această viață. Ăsta este un culoar jupiteriano-uranian de salt luminic peste imaginația oricui așa se întâmplă când planetele astea înflăcărate, cum e Jupiter, cum e Uranus, se instalează în zona carierei și la ei, la fecioare, această perioadă începe cu această lună plină și durează 8 ani. Dacă ele acum, la început, nu se calibrează pe acest curent astral, riscă cumva să intre în acest curent, dar cu stângul și să aibă ezitări și să mereu să încerce să țină pasul. Și e un... Nu o să fie 100% realizare și folosirea energiei, eu riscă să fie un 20-30%. Pentru balanțe. <coughs> Luna plină vorbește de... Uh, idei foarte mari și valoroase pe care le îmbrățișează și pe care le transmit mai departe. Deci cumva aș pun problema ce transmit eu mai departe sau ce model sunt pentru cei din jur. Sau dacă lucrurile în care cred eu le și practic. Ele sunt morale, sunt corecte, sunt frumoase, impresionează, sunt utile să le transmit mai departe și o fac cu convingere, dar eu mă țin de ele 100% le pun în practică. Și vizează mai curând pe profesori sau pe cei care au acest rol pe lângă cei care așteaptă de la ei sfaturi și îndrumări, pe părinți, de balanțele care sunt părinți, balanțele care sunt preocupate de studiile, de viitorul copilului lor, ce îndrumări le dau, ce sfaturi de viață le dau și mai departe. Asta este o situație. Sunt multe balanțe în această situație. Pentru alte balanțe, această lună plină vorbește despre cunoaștere în general uh, și pot avea multe revelații sau informații care s-au strâns până acum, și deodată se leagă și la această lună plină au niște revelații despre lumea în care trăiesc, despre adevărurile uh, acestei lumi și nu, și nu neapărat cele care se spun sau în care au crezut ei, ci cele care se dovedesc a fi veritabile. Și uh, foarte multe balanțe pot avea momente de wow sau de aha, ah, ok, deci asta, astea, așa stau, lucrurile așa stau de fapt sau așa se leagă. Uh, alte balanță pot avea revelația, mai ales cele tinere, revelația de a face niște studii într-un domeniu care le prinde, le place, le pasionează, dar care le aduc și niște răspunsuri. Uh, vor să descopere acolo lucruri și e bine să urmeze acest timbol, fie că studiază pe propriu sau cu un maestru, cu un profesor sau școală, instituție. Dar e vorba de cunoaștere de adevăr uh, în acest moment, la această lună plină. Pentru scorpion. Luna plină vizează abundența și prosperitatea. Luna în săgetător spune că uh, au șansă scorpionii să ajungă la abundență și prosperitate nu muncind ei, ci muncind împreună cu cineva și că cel cineva e important, e cheie. Și cumva își pot da seama că de calitatea acestei cooperări depinde și bunăstarea lor, indiferent cine este acest cineva, că e partenerul de viață sau altcineva din anturajul lor. Alții uh, pot lua niște modele de prosperitate sau niște formule de prosperitate care îi se potrivește și lor. Nu e nimic rău în asta, mai ales dacă recunoști paternitatea și dacă adaptezi, dacă personalizezi că totuși nu suntem identici. Deci, e vorba de o mare preocupare pentru avere și pentru prosperitate, inclusiv pentru moșteniri, pentru averi pe care le au, astfel încât să fructifice mai bine, mai inteligent tot ceea ce au. Deci, pe de-o parte, este vorba de bunuri, pe de altă parte, este vorba de colaborare cu persoane care au bunurile la ei, adică talentele și capacitățile la ei, și își dau seama că depind foarte mult de alții pentru a le fi bine. Asta nu înseamnă nici că să dau pe lângă cineva, ci că doar încearcă să dibăcească, să distingă, să diagnosticheze foarte bine situațiile ca să le aducă înspre profitul lor sau oamenii ca să știe exact pe ce butoane să nu apese pentru a deranja, dar să stimuleze niște uh, calități sau trăsături, astfel încât cooperarea să fie mai bună și pentru ei. Pentru că mii și casă sunt, e o lună plină care dă idei în legătură cu niște investiții sau acte care trebuie făcute pentru a valorifica niște investiții. Săgetătorii, îi vizează această lună plină, luna este în semnul săgetătorilor, pot fi mai sensibili și mai emotivi, dar și mai clar văzători. Deci, noaptea de 23 spre 24 și 24 spre 25 poate să le aducă niște revelații în legătură cu punctul din viață în care se află, nu neapărat cu ei și cum se lucreze cu ei, ci mai ales cu felul în care dau în fața celorlalți și locul lor potrivit în acest moment. Își apreciază foarte bine și aspecte legate de sănătate, cum e afectată, dacă continuă pe linia asta, unde îi duce, dacă continuă colaborările profesionale, dacă e bine pentru viața lor, sănătatea lor, stilul lor de viață, dacă îi menajează sau nu. De asemenea, este și o lună plină care le dă informații în legătură cu relația partenerială, dacă e bună, ce e bun, cum pot dezvolta ce e bun, dacă sunt probleme. Uh, cum pot evolua aceste probleme dacă nu se intervine? Unde duc lucrurile? Pentru că Jupiter în zona relațiilor, odată cu această lună plină, <coughs> intrat, în, următoarea, în următorul an va pune problema relațiilor personale. Sunt fructuoase atunci la etapa următoare, inclusiv oficial. Nu sunt fructuoase? Atunci o separare oficială. Uh, Colaborările sunt bune? Atunci un contract serios. Se vine cu idei noi, atunci trebuie discutate de ambele părți, astfel încât toată lumea să fie de acord cu noi proiecte sau cu noi ca activități, și trebuie stipulate în contract. Cumva, toate relațiile lor personale sau apropiate, mai bine zis, atât la muncă cât și acasă, trec la un nivel superior și sunt afirmate oficial. Dacă nu merg, atunci separarea este afirmată oficial, susținută oficial și se face o separare juridică legală. Dacă merg, atunci se consfințește ceva ce merge, idei care ar putea funcționa, proiecte care ar putea funcționa, sunt consfințite iarăși contractual. Pentru că în această lună plină este în zona comunicării și poate își dau seama că... Pot fi un pic mai generoși cu comunicarea, nu numai verbală și gestică, sau prin servicii pot comunica sentimentele lor sau dragostea lor pentru cei din jur. Pe de altă parte, e o lună plină pe axa profesională, cu o poziție bună cu Jupiter instalat acolo și unde stă, va sta de la această lună încolo un an de zile în zona muncii. Deci, prin o. Uh, idee despre ce va aduce munca lor pentru următorii 8 ani. Cum trebuie să se miște acum ca în următorii 8 ani să le fie bine. Schimbă serviciu, se afirmă la serviciu, fac mai multe lucruri, își reduc din activitate, dar fac mai bine ceea ce rămâne de făcut. Pentru că au șansa cu această lună plină să-și dea seama ce este redundant, de ce se pot lipsi și ce trebuie să te dezvolte ca să performezi, care e rolul lor central, care contribuția lor cea mai mare și să nu mai facă lucrurile uh, mici pe lângă, să le lase altora care vor să se afirme și să facă acele lucruri care smiez pentru ei performează, le place, li se potrivește, le este ușor. Pentru foarte mulți capricori, uh, este din acest moment o perioadă lungă în care pot intra în rolul de profesor, de tutor, de îndrumători, de ghiz, de mentor, la locul de muncă. Pot pregăti oameni tineri care au nevoie să cunoască ce cunosc ei. Alții simt nevoia să mai învețe ceva, sunt ei mici și învăță cei, dar dibăcesc foarte bine lucrurile ca apoi să le dea mai departe. Sunt foarte aproape de rolul ăsta de pedagog cei care încă n-au înmagazinat bagajul acela care li se potrivește, o pot face acum prin practică, dar, în general, intră într-o perioadă de uh, foarte bun trainer, foarte bun pedagog. Pentru vărsători, această lună plină este aducătoare de inspirație și creativitate și doresc, pe de-o parte, să ia mai ușor viața. Foarte mulți vărsători intră într-o perioadă așa ludică în viața lor, ori se ocupă de activități recreative mai mult și acordă mai mult timp, odată cu această lună plină, timpul e liber și cumva o această revelație, bă, mă stresez cam mult, m-am crispat cam tare, sau pentru că am depus mult efort cândva, am rămas așa, ca într-o nucă, e cazul să mă deschid. Alții se îndrăgostesc <coughs> și cu ocazia îndrăgostirii se deschid. Dar pentru mulți învărsători nu e nevoie de asta pur și simplu pornește din ei e energia lor sufletească care dorește să circule și să înflorească și atunci orice pasiune, orice hobby sau viața abordată cu pasiune ca o vacanță în care mai și râdem de lucrurile care sunt apăsătoare și știi că nu le putem schimba ne mai și adaptăm la altele ne dă seama că nu suntem singuri, colaborăm cu ceilalți unii vărsători pot avea surpriza de a deveni părinți sau cheful de a veni părinți, în tot cazul își pun asta pe listă și, și, și o listă care va dura 8 ani. Deci cei care sunt tineri și care pot face copii și își doresc copii va crește această dorință foarte mult. Alții vor avea drept copil un proiect la care lucrează și pe care îl cresc. Alții au activități cu copii sau pentru copii. Foarte mulți vărsători au în jurul lor ideea asta de ludic, de copilărie, de lejeritate. Unii chiar lucrând cu copii. Alții abordând lucrurile mult mai lejer, mai spațios și există această energie de primenire, de împrospătare de la această lună plină, când pot avea niște revelații în legătură cu niște proiecte personale pe care le pot dezvolta acum și care sunt fabuloase și pot aduce bani, dar și lauri ulteriori, indiferent ce este acest proiect personal. Pentru pești, luna plină vizează în cazul lor siguranța. Nu atât faima, deși nu este exclusă, nu este un obiectiv principal, cât siguranța, asigurarea vieții. Pentru unii pești, siguranța este dată de munca ce e de aur, o, o, pricepere pe care ei o au și pe care au pregătit-o lung, făcând studii, tocmai să încheie Jupiter în Taur, care un an de zile i-a tot înghesuit cu această idee. Perfecționează-te, fă ceva cu mâinile tare, dar fă -o mai bine decât toată lumea, dezvoltând ceva, o particularitate a ta. Iar acum simt că stăpânesc foarte bine lucrurile și că au stabilitate în viața lor. Alți pești se gândesc la viața personală. De acolo și extract sau acolo vor mai mult stabilitate și tărie. Iar unii își vor dori cămin, cas, casă de fapt, casă, fizic casă, cu această lună plină și le vine o, o idee, o viziune a acestui lucru, se împacă cu părinții, se întorc acasă sau reglează conturile cu acasă acela primar. Alții își doresc o casă și au revelația că dacă o pot avea și cum să o aibă. Alții își doresc un cămin la, de la această lună plină pornind un cămin. Alții vor să fie siguri pe ei. Considerând că oriunde se duc pe această planetă cu să celul, acolo unde sunt ei și talentele lor, capacitatea lor și legătura lor cu Dumnezeu, aia e casa. De acolo se poate crea orice. Există și astfel de pești, temerari, care sunt atât de puternic în conexiune cu viața cu creația, cu divinitatea, încât ei pot fi ca peștele în apă oriunde, se pot adapta pentru că înțeleg intuitiv uh, energiile oamenilor și lucrurilor și se adaptează la tot ceea ce e în jur, într-un mod foarte cristic, universal, cumva prin iubire universală. Dar certește că își creează oriunde ar fi, oricum ar fi acest cocon de siguranță, prin abilități, prin talente, conexiunea cu divinitatea, dar și prin familie. Să ne fie bine tuturor!